seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Angajații Complexului Energetic Oltenia vor recupera zilele de fără plată. Sabin Cornoiu așteaptă numirea sa pe funcția de consilier județean. Și pelerinaj cu mici și lăutari la Tismana, sute de localnici și turiști s-au adunat încă de aseară să petreacă în timp ce în lăcașul de cult se oficiau slujbe. Vești bune pentru angajații Complexului Energetic Oltenia, aceștia ar putea recupera zilele în care au fost trimiși în concediu fără plată, pentru că în ultima perioadă gigantul energetic traversează o perioadă bună din punct de vedere al vânzării de energie. CEO profită de faptul că hidroelectrica și eolienele nu merg la capacitate și domină în această perioadă piața de energie, intrând foarte bine în sistemul energetic național. Președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, speră să fie îndeplinite criteriile pentru a fi deblocat al doilea pachet de performanță. Cele zile care au fost trimise fără plată se vor recupera. Mergem foarte, foarte bine cu complexul. Sunt cerere de energie și sperăm să reușim și pachetul de performanță, să dăm toate drepturile din contract. Crețan a mai precizat că luna viitoare se vor recupera toate zilele de fără plată în care au fost trimiși angajații CEO. Eu zic că se vor recupera chiar în această lună, le-am dat o zi liberă, ar fi vorba de o zi și luna următoare se va recupera toate zilele care s-au dat fără plată. Din opoziție, democrat-liberalii gorjeni vorbesc despre greșelile făcute de Uniunea Social-Liberală. Faptul că în ultima perioadă în județul Gorj au existat mai multe societăți care și-au sistat activitatea, dar și situația tensionată din rândul angajaților de la finanțe care au primit preavize, îi determină pe liderii PDL să facă o serie de declarații la adresa adversarilor politici. Președintele interimar al Partidului Democrat Liberal Gorj, Dan Vâlceanu, spune că în total peste 1000 de gorjeni și-au pierdut locurile de muncă de la începutul anului. Vâlceanu critică și situația de la Hidroelectrica Târgu Jiu. În județul Gorj am depășit de mult 1000 de șomeri datorată acestui guvern. Deci eu am impresia că până la urmă țelul nu e creșterea economică pentru acest guvern, ci e creșterea numărului de șomeri. Pentru că este inadmisibil. În Gorj au vrut să-și arate mușchii. Este ceva incredibil. Vă spuneam, firme din industria orizontală a mineritului și energiei pică una după alta, pe fiecare zi mai pică una. La Hidroelectrica aveam sucursală și am rămas pe aici cu o uzină. Începând cu data de 1 august, numai de la Olserv Min au fost trimiși acasă 380 de angajați, după ce directoratul Complexului Energetic Oltenia a decis să nu mai prelungească contractele cu firmele ce prestează servicii pentru gigantul energetic. Danilie Morega i-a cerut managerului CEO Laurențiu Ciurel să o înlocuiască pe cei doi directori de la Minprest, George și Văcaru. Morega a explicat și de ce solicită acest lucru, exemplificând achizițiile ilegale făcute de cei doi, constând în mașini, laptopuri, mobilier de birou, dar și cursul efectuat pe litoral. Președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice, Danilie Morega, cere de urgență un control din partea gigantului energetic la Minprest. Nu înțeleg cum onor conducerea CEO nu pune capăt abuzurilor și jafului de la Minprest. Ori dorește ca Minprest, UIF-ul, să intre în faliment, băieții. Pentru că altfel este inexplicabil. Aici doi politruci, George și Văcaru, s-au trezit deodată botezați ca pe moșia lor. Nu parcă ar fi majoritar CEO-ul, managerul general Ciurel, care are în răspundere. Danilie Morega se întreabă de ce conducerea CEO nu verifică aceste societăți care prestează servicii gigantului energetic. Morega a exemplificat achizițiile ilegale făcute de cei doi, constând în mașini, laptopuri, mobilier de birou, dar și cursul efectuat pe litoral. Acesta a vorbit și despre situația financiară de la Minprest, pe care o consideră dezastruoasă. Împotriva legii ordonanței 34/2009, care interzic cu desăvârșire bunurile la care mă voi referi, două autoturisme Duster, 20 de laptopuri, două birouri reparate, lustruite și cumpărat mobilier de lux.
Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, nu a putut fi contactat telefonic pentru a răspunde acuzațiilor făcute de Morega. Numirea noului consilier județean după plecarea lui Daniel Antonie, directorul diviziei miniere, se apropie. Cel care va ocupa funcția este directorul Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, care a fost luat prin surprindere când a aflat că va ajunge consilier. La doar un an după ce a intrat în politică, Cornoiu primește și funcții. Imaginea l-a ajutat să ajungă în PSD. Șeful salvamontiștilor a fost abordat anul trecut de PSD pentru a intra în partid și imediat a fost trecut și pe lista de consilieri județeni. În cadrul emisiunii Pauză de Cotidian, Sabin Cornoiu a precizat că nu avea nevoie de susținere politică, însă nu a putut să-i refuze pe șefii județului care i-au spus că are o imagine bună și trebuie să fie în PSD. Nu a avut nicio adeziune până acum un an de zile când mi s-a spus că partidul ar vrea să meargă cu mine pe lista de consilieri pentru că am o imagine bună, lumea mă respectă, nu știu ce să zic. Dacă se va respecta protocolul USL, Sabin Cornoiu va ajunge pe scaunul de consilier județean și promite că va ajuta județul din noua postură. Spune că este un membru disciplinat și așteaptă până când cei din USL vor lua o decizie. Am fost pus undeva, nu știu, în partea din spate acolo, dar iată că timpul a făcut ca la un moment dat să-mi vină și mie rândul. Faptul că durează acest lucru și că înaintea mea mai este o persoană care, nu știu, va trebui să renunțe din alt partid, este problema protocolului încheiat între cele două partide, nu este problema mea. Chiar dacă nu sunt un membru de partid vechi, sunt un membru de partid disciplinat și nu am absolut nicio pretenție și când va veni momentul o să accept cu cea mai mare plăcere. Funcția de consilier județean a rămas vacantă după ce Daniel Antonie a renunțat la mandat pentru a ocupa funcția de director al diviziei miniere din cadrul CEO. Potrivit protocolului USL, în locul acestuia trebuie să fie numit tot un social-democrat, însă liberalii sunt și ei tentați de această funcție. Democrat-liberalii lansează guvernul alternativ în această toamnă. La sfârșitul săptămânii, la Baia Mare, toate conducerile filialelor din țară vor participa la comitetul director al PDL pentru a analiza variantele care există pentru numirile miniștrilor din umbră. Primul nume a și fost anunțat. Cătălin Predoiu va fi clona din umbră a premierului Victor Ponta. După multe luni în care au fost ocupați cu reorganizarea filialelor județene, democrat-liberalii se pregătesc să facă opoziție. În această toamnă, partidul lui Vasile Blaga va lansa un program de guvernare alternativă care, pretind cei din organizație, este gândit să vină în sprijinul cetățenilor. Pentru a stabili cine va face parte din guvernul alternativ, conducerile organizațiilor din țară se vor întâlni la sfârșitul săptămânii la Baia Mare. Președintele PDL Goș Dan Vâlceanu a precizat că s-a decis ca premierul din umbră să fie Cătălin Predoiu. În sfârșitul săptămânii acesteia, la Baia Mare, vom avea o întâlnire a Colegiului Director Național, din care fac parte toți președinții de organizații și Biroul Permanent Național, și vom discuta la concret variantele pe care partidul a găsit în acest moment pentru fiecare post din Guvernul Alternativ. Așa cum știți, primul ministru al Guvernului Alternativ este domnul Cătălin Predoiu. Conducerea centrală a PDL Gorj a trasat sarcini clare organizațiilor din teritoriu, fiecare filială trebuind să creioneze profilul candidatului la prezidențiale. Procedurile pentru guvernul alternativ, lista de europarlamentari, prezidențiabilul partidului, să știți că este una destul de transparentă și am primit adrese din partea conducerii centrale, pentru ca fiecare organizație să-și pună punctul de vedere și să creeze un profil al candidatului, atât pentru lista de europarlamentare, cât și pentru prezidențiabilul partidului. Unitățile de învățământ din județul Gorj se află în plin proces de renovare pentru ca în septembrie să își poată primi elevii. La fiecare școală s-au făcut reparații și igienizări, iar acum se face curățenia generală. Muncitorii lucrează la foc continuu pentru ca la începutul lunii septembrie toate instituțiile de învățământ să fie gata pentru începerea unui nou an școlar. Programul de reparații și igienizări derulat la unitățile de învățământ din municipiu în perioada vacanței de vară se apropie de finalizare. Mai sunt unele unități școlare în care muncitorii trebuie să termine programul stabilit de primăria Târgu Jiu. De exemplu, la Liceul Tehnic numărul 2 din municipiu se efectuează lucrări de renovare a fațadei unității școlare. Aceasta nu a mai fost reabilitată de peste 15 ani. La liceul nostru, în prezent, se lucrează pentru renovarea fațadei liceului, care nu a mai fost renovată, reabilitată de peste 15 ani de zile.
După finalizarea lucrărilor, se va trece la igienizarea claselor și grupurilor sanitare. Avem lucrări pe care le efectuăm noi din fonduri bugetare interne, autofinanțate. Pregătim două săli de clasă, le transformăm în laboratoare și alte amenajări în interiorul liceului. Autoritățile locale au dat asigurări că până la 1 septembrie, în grădinițe, școli și licee, lucrările de reparații vor fi finalizate, iar noul an va începe în condiții optime. Mănăstirea Tismana și-a sărbătorit astăzi hramul de praznicul Adormirea Maicii Domnului. Manifestările religioase au adunat mii de credincioși din toate colțurile țării. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Nu a contat că afară ploua, deoarece în această dimineață curtea mănăstirii Tismana s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru credincioșii care au venit să se roage pentru mai bine în familiile lor. Oameni din Alba Iulia, Satu Mare și Târgoviște au venit la Tismana în această zi de sărbătoare. Aveți pe cineva în familie? Da, chiar eu sunt Maria și mulțumesc și fata. Ați venit să vă rugați și să asistați la slujbă? Da, pentru slujbă, pentru rugat, venind de la o distanță mai mare. De unde ați venit? Din comuna Căprin. Din Căprin? Da. Și Mitropolitul Olteniei a fost prezent la slujbă? Da, da. Aglomerația cum vi s-a părut anul acesta? A fost ploaia și din cauza ploii asta este. E, bine, a fost bine, dar vremea nu ne-a lăsat. Dar oricum a fost superb, destul de bine. A fost totuși aglomerație, oamenii au venit, nu i-a ținut ploaia da, în casă. Nu, nu, au venit, au venit. A fost o ghesuială și o căldură bine. Ne părea bine să fie și mai bine, da? Să fie soare, ca să aer liber, ca anul trecut, da. La mănăstire a venit și vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Mădălina Ciolocoi, care a dorit să aprindă o lumânare și să își pună ordine în gânduri. Da, merg la mănăstire pentru că, indiferent dacă vremea este bună sau rea, în viața noastră trebuie să avem acolo într-un suflet un strop de credință și totdeauna să ne menținem credința că dacă suntem buni, suntem pentru noi și pentru toți cei din jurul nostru. După ce au asistat la slujbă, oamenii s-au îndreptat către bâlciul tradițional din Tismana. Nici aici nu a contat vremea urâtă și noroiul. Chiar dacă bâlciul era plin, comercianții spuneau că sunt puțini cumpărătorii. Ce se vede? Cârnați, friptură, pulpe, frigărui, cârnături proaspeți, orice vrea clientul nostru. Numai să mănânce. Da, poate vin de la mănăstirea cu de la slujbă și vin încoa. Am slab merge. Da, da. De ce? Care ar fi explicația? Cauza ploii. Probabil. Foarte mulți oameni vin aici. E posibil mai încolo, să meargă mai bine. S-a terminat slujba de la mănăstire și poate de acum încolo. Da, probabil. Ce aveți la vânzare? Mici, cârnați, fripturi. Da. Și merge vânzarea așa până acum, cum e? Aseară a mers, acum mai slăbuți. Aseară am înțeles că a fost lume mult aici. Foarte multă lume, dacă plouă, asta e. Probleme mari au fost și azi noapte când furtuna care s-a abătut asupra orașului Tismana a zburat corturile comercianților și o parte din tarabe. Da, am înțeles că au fost probleme mari azi dimineața, azi noapte aici. Cu bijulia? Da. Da. Așa este? Da, dar ne-a rupt Ibița, ne-a rupt ăștia. Ați rămas totuși să vedeți dacă merge treaba. Asta e. Riscul meseriei. Peste 300 de polițiști asigură ordinea și liniștea publică azi la Tismana. Peste 300 de polițiști vor fi la datorie pe timpul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică. Polițiștii vor acționa pentru prevenirea tuturor faptelor antisociale, precum și pentru menținerea afluenței și siguranței traficului rutier. Pelerinaj cu mici și lăutari la Tismana. Sute de localnici și turiști s-au adunat încă de aseară să petreacă în timp ce în lăcașul de cult se oficiau slujbe. Dacă unii au venit cu pioșenie la slujbă, alții au profitat de vremea bună și au încins grătarele. Un post și rugăciune. Și cu grătar, și cu mici, și cu grătar. E grătarul pentru mâine, că nu e lăsarea postului. Acum, uite, nu ne-am atins de el. Doar de brațul, cum vă uitați la el? L-am făcut, ne uităm la el, să nu cădem ispite. Tripoși din Bala. Sute de persoane și-au instalat corturile chiar lângă zidurile mănăstirii și s-au ospătat cu mici și carne la grătar. Cei care au petrecut au uitat de post și au mâncat preparate de grătar. Fiecare an. Bere mici, cătărel, da. Oricum are limbrici, postul.
Postul mai lăsăm deoparte. Și rugăciunile din mănăstire? Deja am fost la ele. Mai târziu. Ne rugăm, da, mâine. Și până dimineață, până spre dimineață, chefuiți? Așa sperăm. Ce merge grătarul? Sunteți șef aici, nu? Da, sigur. Ce pregătiți? Mici, pulpe, mărui. Și postul la uitat. La uitat. În timp ce unii petreceau doar la câțiva metri de mănăstirea Tismana, alții veniți de la sute de kilometri au ascultat slujba rugându-se. Logova, Gorj. Gorj, da. Și pentru ce nume vine la mănăstire? Pentru slujbă. Stați toată noaptea? Da, da. Dimineața până la 9. Pentru ce vă rugați? Pentru copii, pentru nepoți, pentru sănătatea noastră. Din Gorj. Dă-ți-mi ce părere aveți pe cei care stau la poarta mănăstirii și petrec cu mici, cu mere. De ce? Vorbim să roage, un grătar poți să-l faci acasă la iar domnule. Un miracol pentru cei care vin la mănăstire și se apucă să mănânce mici, să bea bere, în scurt de post al Maicii Domnului. Maica Domnului trebuie să o respectăm, să-i respectăm adormirea Maicii Domnului. Dumneavoastră, pentru ce ați venit? Și cu rugăciune. Pentru ce ați venit? Eu am venit să mă rog la Maica Domnului și să fiu alături de prohodul care se cântă acum. Oamenii au petrecut azi noapte, iar distracția a continuat și astăzi în Bâlci. Turiștii și-au încins grătarele și au chefuit până spre dimineață. A 46-a ediție a Festivalului Cântecului Jocului și Portului Popular s-a încheiat astăzi la Tismana. Timp de două zile, Tismana s-a transformat în capitala folclorului gorjenesc, zeci de concurenți și formații de dansuri populare fiind prezenți aici. Devenită deja o tradiție în Gorj, manifestarea își propune în fiecare an să descopere tinerele talente pasionate de promovarea culturii tradiționale. Festivalul s-a desfășurat pe patru secțiuni, soliști vocali, soliști instrumentiști, dansuri populare și port popular. Ziua de astăzi a fost rezervată concursului formațiilor de dansuri, festivității de premiere și spectacolului oferit de ansamblul folcloric Maria Lătărețu. Așa este, suntem la 46-a ediție a festivalului. În decursul timpului, din 1966, nu a fost întrerupt decât în 2 ani. Anul ăsta, ploaia a încercat să ne facă feste, vedeți că nu ne-a înfrânt până la urmă, am reușit să improvizăm și în incinta Casei de Cultură să desfășurăm cea de-a doua zi. Observați, pe scenă evoluează doamna Polina Manoilă, a ridicat calitatea acestui festival. O să vedeți în minutele următoare și laureații festivalului care vor fi o dovadă vie a faptului că folclorul, cântecul popular și dansurile populare, precum și portul, au demni continuatori. Prezent la festivitatea de premiere a fost și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. O emulație în aceasta. Avem aici prezenți nu numai locuitorii Tismanei, ai județului și din afara județului. Ne bucură acest lucru și profit de această ocazie să transmit, fiind o mare sărbătoare de nașterea Maicii Domnului, la mulți ani tuturor mariilor, marinilor și purtătorilor de diminutive de la această mare sărbătoare pe care o trăim cu toții. Și subprefectul de Gorj, Sorin Arjoca, s-a declarat încântat de vocile câștigătorilor. Este un eveniment deosebit, ca întotdeauna organizarea este foarte bună, chiar dacă am avut această ploaie binevenită de altfel. Exact cum spunea și dumneavoastră, ploaia nu i-a ținut pe credincioși și pe oameni în casă. Este o reprezentare deosebită și a celor care sau participă la concursul de cântec și folclorul românesc. Ion Cepoi, directorul Centrului Județean pentru promovarea culturii tradiționale Gorj, spune că de la an la an numărul participanților la festival a crescut. De fiecare dată la Tismana se adună cam tot ce are mai bun Gorjul în domeniul muzical și coregrafic
Și ediția aceasta a fost una foarte, foarte reușită. Au fost soliști vocali și instrumentiști foarte buni, formații coreografice de asemenea. Cântecele artiștilor prezenți la festival au încântat spectatorii. Muzeul de la Curtișoara va găzdui pe 16 și 17 august simpozionul Oltenia de ieri și de astăzi. Sunt așteptați peste 20 de participanți din Craiova, Oradea, Arad și Baia Mare. Tema simpozionului din acest an este legată de satele oltene de sub munte. Simpozionul constituie un prilej de evocare a satelor oltene de sub munte, de discuții sau analize sociologice, istorice, arhitecturale, dar în același timp se vrea un semnal acut care să atragă atenția asupra intensității ce o avem în Oltenia de ieri și de astăzi. Va avea loc simpozionul Oltenia de ieri și de azi, repere istorice și etnografice. Este de fapt o transformare a simpozionului de anul trecut, satele oltene de sub munte. Ne-am dorit un cadru mult mai general, mult mai generos, pentru că de această dată, și dorim o tradiție a acestui simpozion, de această dată invitații sunt din toate colțurile țării, de la Oradea, de la Arad, Baia Mare, Cluj și evident aria simpozionului este mult mai largă. Este bine să ne păstrăm valorile culturale și tradițiile în timp, pentru că acestea sunt cele mai importante. La Curtișoara vor participa profesori universitari din Craiova, oameni care pun suflet în cercetările lor despre satele din Oltenia. Oltenia de ieri și de azi, pentru că ne dorim reînnodarea tradiției de altădată cu aspecte din viața cotidiană. Câți participanți așteptați și ce vor prezenta? Sunt peste 20 de participanți. Sunt și oameni cu pasiuni legate de etnografie, de sociologie, de antropologie din Oltenia și chiar din Târgu Jiu, care vor avea posibilitatea de a crea niște punți între muzeul de la Curtișoara și restul lumii. Tot mai multe persoane acuză în ultimii ani alergii. Suntem în permanență expuși substanțelor alergene pe cale cutanată și digestivă. Medicii spun că unul din patru copii devine alergici în această perioadă. În această perioadă se înregistrează o creștere a numărului de gorjeni care apelează la medicul specialist pentru diferite alergii. Ne confruntăm cu alergiile de graminee și cereale, care sunt foarte frecvente. Alergia la graminee este o problemă națională, da? Deci este una dintre cele mai frecvente alergii cunoscute. Gramineele sunt o serie de bureni, așa, să le zic așa, în ghilimele, bureni care spic și ele sunt polenizate tot de vânt, de către vânt. Deci nu este neapărat ca plantele respective să fie în aria noastră, așa, pentru că polenul respectiv circulă pe sute de kilometri, da? Apoi urmează alergiile la ierburi și buruieni, da? Alergiile de vară și de toamnă. Principalele simptome care ar trebui să ne dea de gândit că micuțul nostru suferă de o alergie sunt strănutul, lăcrimarea ochilor și nasul înfundat. Păi se manifestă absolut la fel ca și celelalte, adică polenul, noi ne confruntăm cu acest polen care vine la nivelul aparatului respirator și la nivelul ochișorilor, motiv pentru care apare lăcrimarea, pruritul ocular, pruritul nazal,
apare obstrucția nazală, adică înfundatul în nas. Din cei 10 pacienți care trec pragul cabinetului, 5 sunt copii. Cel mai mic dintre ei avea doar 6 luni. A crescut foarte mult numărul de pacienți. Într-adevăr, am foarte mulți pacienți copii cu care vin cu o simptomatologie foarte frecvent întâlnită la copii, miliarea se numește, și anume acea alergie dată de transpirație. Câți pacienți ai pe zi? Să zicem 10, cam așa, în jur de 10 pacienți. Și în 10 câți sunt copii? În medie cam jumătate. Cam jumătate. Deci 10-5 sunt copii. Să zicem. Luni la Târgu Jiu va debuta ediția cu numărul 11 a Festivalului Internațional de Folclor. Organizatorii au un program special în acest an și anunță că publicul va fi plăcut surprins de invitați surprize ce vor lua parte la acest eveniment. Festivalul va debuta cu o ședință foto, după care seara de la ora 19 va avea loc parada formațiilor participante la festival. Evenimentul se încheie vineri pe Insulița Jiului cu un spectacol susținut de Școala Populară de Artă și Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului. În acest an vor participa ansambluri din Bulgaria, Grecia, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia și Turcia, după cum a precizat directorul ansamblului Doina Gorjului, Gheorghe Porumbel. Așadar, de luni până joi vom avea prezente cele 7 ansambluri din țările pe care le-am enumerat adineauri. Vineri dimineața țările respective, ansamblurile respective vor pleca și rămâne ca noi să susținem Seara Românească de Folclor pe insuliță, fiindcă în rest festivalul va fi organizat aici în centru, în anfiteatrul din Piața Victoriei. Porumbel a mai precizat că la acest eveniment au mai fost invitate și alte țări, însă din diferite motive nu vor mai veni la Târgu Jiu. Era vorba de 8 inițial. Israelul, am primit mail că nu pot să participe pentru că Ministerul Culturii de acolo le promisese niște bani pentru transport, o parte din bani de transport și nu le-a mai dat. Am găsit soluția cu Bulgaria, iar cea la care am renunțat este Ucraina, ansamblul din Ucraina. Asta după ce am primit tabelul cu participanții și am constatat că de fapt era un ansamblu de copii. Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pilula cu glazură de cianură realizată de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!